Salutare lume și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi vom juca și noi niște Sky Giants, nou minigame de pe Mineplex. Și astăzi o să vorbim de ce n-am mai postat amândoi pe canal. O să începem cu Leo. Leo este plecat în concediu, în străinătate. Dacă nu mă înșel, a fost în Croația, acum e Veneția. Și vine în o săptămână, două. Deci de la el nu o să mai veni, nu o să mai vedeți pentru ceva timp postări. Așa. Eu însă pur și simplu n-am avut chef, adică nici n-am știut ce să filmez, că totul e plictisitor pentru mine acum. Geometrie și habar n-am ce să filmez, vreau să filmez un demon, dar nu știu care. Și destul de complicat. Minecraft minigame-urile acum sunt puțin cam demodate, unele sunt chiar mișto, dar na. Na. Chestiile astea cu care filmez, unele sunt cam ciudate, altele foarte bune, altele sunt foarte mișto, dar au și niște consecințe într-un fel, sau chestii foarte nașpa. Eu filmam înainte cu OBS-ul, care are niște setări foarte complicate și foarte ciudate, nașpa de setat și chestii. Apoi, recent mi-am pus Fraps-ul, dar mi-am dat seama că dacă vrei să filmezi un video de 20 de minute, ți-a vreo 20 ceva de giga și ți-a vreo 5-6 ori, poate chiar mai mult, fără să le editezi, fără să așa. Fără să le editezi, ți-a multe ore. Întreabă ăsta unde s-a întâmplat aici. Și îți ia foarte mult să-l postez pentru că e foarte mare fișierul și chestii de astea. Și destul de nașpa așa acum. Mi-am dat seama că mi-am amintit de Shadowplay. Este un programel pe Nvidia GeForce Experience care practic te lasă să filmezi gameplay și chestii de astea. Ce mi se pare foarte mișto și foarte designul foarte ok. Filmarea se vede foarte bine, setările nu sunt așa de complicate. Doar setezi o rezoluție, un bitrate care îl bagi la maxim pentru că nu știu dacă contează ceva. Framerate-ul, rezoluția și bitrate-ul și astea setările. Numai că sunt puține probleme. Am avut eu, din experiențele mele, au niște probleme făcându-l să meargă, ca să spun așa. Nu mergea efectiv, nu puteam nici hotkey-urile să nu le schimb, adică, practic, fără să intru eu un programel, vreau să încep să filmez, da? Și pur și simplu nu puteam să schimb și încă nu pot să schimb, dar acum pot să folosesc hotkey-ul și ok. Deci, la momentul de față filmez cu Shadowplay. Și sunt chiar mulțumit, foarte mulțumit, pentru că am 950, un GTX 950. Și restul caracteristicilor calculatorului sunt ok, sunt optime pentru Nvidia Shadowplay. Deci merge foarte ok, se vede foarte bine, filmez în 1080p pixel, adică 60 de frame-uri. Se vede foarte bine, nici nu mă face lag. Și e foarte mișto, na. De acum cred că o să filmez ceva timp cu chestia asta până nu-mi apar alte chestii nașpa care nu o să-mi convină, dar sper să nu, sincer. Da, și acum sper să mă apuc de postat serios. Adică vreau să fac niște episoade cu Resin Rise curând. Am mai și făcut chestii off-camera, nu prea mult, am terminat pentru fier că nu prea aveam. Îți trebuie foarte mult fier în acel modpack. Efectiv, majoritatea rețetelor folosesc fier. Adică, vrei, de exemplu, să craftezi, nu știu, un sistem de la în care pui chestii. Fier, 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 fier peste tot, da? Deci, practic, cu alte cuvinte, aproape toate rețetele folosesc fier. Adică, se pare cât de cât ok că folosesc fier, adică se folosește foarte mult. Chestia și nici nu e așa de greu de găsit. Da, da, față că nu prea găsești. Uite și aici cât e. A,
am găsit destul de mult. Și acum, na, în episodul care vine, așa vă dau niște spoilere foarte mici. O să mai continuăm cu mecanism eventual în three times processing, adică un ori trading-ul. Atât vă spun. Nu mai mult. Deci asta am vrut să vă spun în legătură cu postatul. Dacă mă aud foarte încet, din cauza microfonului, că efectiv buzit, e un buzit foarte enervant. Și nu știu cum să scap de microfonul, chiar de căcat. Asta e singura cauză, cred. Și am microfonul mai încet, sper să mă aud. Și nu să fie buzit pe fundal. Bun, acum hai să ne continuăm episodul. Să vă explic și eu ce jucăm aici. Jucăm Sky Giants Mini, adică într-un team de 2 pe HiveMC. Aveți IP-ul chiar aici, play.ivnc.eu. Asta e pentru serverul de... Hai să spunem, serverul european, care ar trebui să meargă mai bine pentru că mai aproape și ping-ul o să fie mai mic și o să fie un ping mai OP. Cam atât, nou, nimic nou. E mișto, foarte mișto în vacanță. Nu faci mai nimic. Stai practic toată ziua pe calculator și tu la video. Asta îmi place cel mai mult să fac. Mă uit la video. E mișto, nu știu, mie îmi place să mă uit la video. Așa. Dacă nu știți care e faza cu Sky Giants, ei bine, e un fel de Skywars și un... nu știu, nu chiar ce de nu știu. Deci, conceptul e simplu. Trebuie să-ți aperi gigantul. Și dacă gigantul tău moare, practic ai pierdut. Care gigant rămâne ultimul în viață? Da, echipa aia câștigă. Și acum o să-l omor pe ăsta, o să zic că cam hack. De Killaura. I-a dat un combo foarte mișto. Ăștia s-au apucat de zid, dar văd că nu au ajuns prea departe. Sincer. Le dăm cu arcul, îl omorâm, încercăm. Pa, vine unul. Păi și ăsta e... Mamă, ce construiește ăla, bă? Tehnician al dracu. Rampage, băi, ești nebun. Stai, bă, eu vin. Eu vin, bă, înțelegi? M-au văzut, fraierul. M-au văzut. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Mă moare asta. Help! Help me! Hilf me! Mor, bă, da! M-am omorât. Și dacă mori, nu e nicio problemă, pentru că te respawnezi dacă gigantul tău este în viață. Știi că e un ratat aici. Un galben, ești acasă. Și acasă, mă, ce nu înțelegi. Uite, mai vine și celălalt. Vine și Gagica. Bă, ce tryhards sunt ăștia, bă, ești nebun. Ce armură are ăsta? Armură de fucking bedrock. Bă, o venit pe gigantul nostru, apura asta nu-i mișto. Asta înseamnă că mergem și noi. Da, mergem și noi. E o tactică foarte bună să faci un zid în jurul gigantului. Pentru că poți la aperi de săgeți foarte bine. Dacă reușești să-l construiești tot. Și ăștia chiar nu vin aici? Să dea mine, să mă moare ceva, nu? Cu double damage. A fost perfect, mă nene. Că s-ai mort. Mai are o leacă. Hai bă, mor m-au dat. 432, hai. Poți să-l omor, poți să-l omor. Yes!
E gata, gigantul de la Gold. Nu, eu trebuie să vină la noi. Asta e GG. Ok, acum o să mâncăm ceva repede. Și mergem la celălalt. Nici ăla n-are prea multă viață. 25% doar. Și destul de puțin. Faza e că au făcut perete și acum nu mai pot să dau cu acu. Dar văd că nu-i nimeni aici. Ceea ce e foarte interesant pentru că doar pot să fac zici și gata. Ah, stai, mai e un minut până la double damage, oh fuck. Mai testa. Dă în gigant, nu în ăsta, dă în gigant, în gigant, în gigant, în gigant până moare. Ah, 9 viață, are 1 și ceva la sută. Ne avem 4-6, e clar win. Pot să spun că e win pentru noi. Uite și ăla dă cu arcul, dar nu prea o să ajute. Așa, hai, mergem la mijloc. A, da, am făcut perete, ok. Foarte riscant. Stai, boss, că e unul aici. A, stai, dă unul. Vede, dar n-am ce face. Pus blocul. Adică mă cug. Merg de pe gigantul lor. Mai 1 și ceva la sută. Și ăștia nu mă văd. Sunt fraieri. Perfect. G fucking G. Little John. Dang. Smiley face. Așa, am câștigat meciul cu 17% la noi. Wow. Am jucat cu un prieten recent, mă rog, recent, acum câteva zile, adică. Și practic am câștigat cu viața gigantului nostru cu 100%. Apare niciun hit nu a luat gigantul nostru, ceea ce e foarte interesant. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, ne ajută foarte mult. Uitați și un subscribe dacă vedeți că nu mai postăm. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Asta e.